Penitenciarul Ploiești organizează concurs pentru încadrarea a 9 agenți operativ pentru siguranța deținerii. 7 posturi sunt pentru bărbați, iar 2 pentru femei. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice posturilor. Candidații trebuie să fie români, să fie apți din punct de vedere medical și psihologic, să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea vreunei infracțiuni, să nu fi fost demiși din funcții publice în ultimii 7 ani și să nu fi fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliție politică. Ca și condiții specifice, candidații trebuie să aibă studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, dar și cunoștințe minime de utilizare a computerului, care vor fi verificate printr-o probă practică.